Ne neba jocuri la cele mai bune prețuri. Accesați linkurile din descriere pentru a vă redirecționa pe site. Bossule au făcut nivel 70 Licanu, aproape 71, două cărți citim aici, au eșuat sufletul roșu și Indigo o mers, avem M3 la Indigo, un cufăr de Crăciun cu 10K și au mai rămas încă 18 ore pe pietrele element, costumele le mai avem încă două zile și un pic, la fel și gheara. Eu zic că în 18 ore, cât o mai rămas pe pietre, eu zic că face băiatul meu nivel 75. Adică mai prinde o noapte, o dimineață și o amnează. Deci prinde destul de bine. După cum ați văzut, la Battle Pass am ajuns la 1000 de puncte, 1050 mai exact. E destul de bine, e destul de bine. Aici mai adăugăm încă două puncte. Am pus full dex, avem full pe INT și mai începem cu vitalitatea. Las că le reglăm până la urmă, după care mai scădem. Aici 14, 15, puncte pe și 16. Hai da, M la 17. Nu, nu vreau. Deci avem două skill-uri cu 17 în așteptare. Și băieți, dacă vă place seria cu Azorel și vreți să continuăm, nu uitați de butonașul de like, m-ar ajuta destul de mult. Mulțumesc frumos! Evenimentul Fulg de Hai să mai schimbăm aici. 1, 2, 3, 4. Maule, ba nu, că le mai avem, am crezut că se duc. Le mai avem și alea de, de ieri, numai bine. Mergem aici în prima cameră și le facem. Avem oricum 7 cutii adunate până acum, deci o să adunăm vreo 30-40 de cutii, poate chiar mai bine. Nu știu dacă trebuie să fie mobi pe mine, dar riscăm una. Ia să vedem. A, da, s-au făcut, s-au făcut mobi, se pare. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect, oricum ne avem următoarele la jumătate de oră. Băgăm asta. Și ne simpăm și dăm. Pac, pac, pac. Cutie masivă dropat. Cutie masivă dropat. Dropat, dropat. Bun. Opa, ce, ce am mai drăbat aici? Un pentagon de asta din nivel 41. Cutie masivă. Hai mă. Avem 8 ok de jucant. Neva stai că mai trebuie un card. Gata, n-am făcut și pe cealalt. Deci 9 total. Ia uite mă băieți, aurașul. Aurașul. Aia zic mă, aia zic. Încă 6. Deci am făcut un auraș, un bronz și un argint până acum. Deci avem un total de... 15 cufere din astea masiv Vuldenia. 9-8 bronzuri de astea, 7 cufere argint și un cufer aurii ok. Hai să mergem pe și unul și să le deschidem. Asta e prima dată care îmi dă numai Yang. Bun. Și 7 argint ok. XP. Young hai să mergem din pic mai sus ca să nu mai fie băiatul ăsta cu spam-ul. Botul. Ce razare, mă. Bă, da, un încolo de treabă. Gata. Hai că s-a oprit. Suntem aici la teleporter. Adăd bine, bă, bles. dur vreau. Încă un set înapoi. O razador și cornobil. Fii atent, o razador. Deschidem ouă. Poate ne dă tip 6. Ar fi maker. Hai să jucăm setul. Unde e că e aici? Deci ăsta e drop -ul. Super. Cor. Granat. Argentin înapoi. 300k. A, bun. Aurul lăsăm la final. Deschidem astea. Permis de pradă. Mănânc piatră spirit. Apărare site Bună. Licoare atac. 15 pe 3 bucăți. Licoare viteză. 3 bucăți. Vin. Bless. Bless. Vin. Licoare viteză. Permis de pradă. Mănânc. Carte comandant. Apărare dragon. Și încă un bless. Deci avem 3 nu așa se apărări? Se părere fost mai. Da, de aparent da, așa se apărări și atât, și niște permis de pradă. Le băgă în toate. Nu avem ce face cu ele. Bun. O mai dau acolo câte un alt, e, bine, e bine, lasă acolo. Ia să vedem, Cufărul auriu, ok. Cor dragonis prețios. Din brut către antic. Jadrar, Hai ca nu erau. Adică mi avem numai unul. Nu o să echipăm cu jad rar aici, că vreau să facem prima roată, vreau să facem așa cu Bruteful. full. Adică avem și ceva pe poștă să vedem. Ia, deschide cutia poștală. Cadou de la Moș. De la Xevon. E un indigo. Îl acceptăm aici, mulțumim frumos. Așa. Și noi și astea roșii. Bun, suntem în bazare, Să vedem cum arată bazarul momentan. Hm, nu arată rău, chiar, chiar arată bine. Bun, înainte să deschidem shop-ul, pentru că nici eu nu am verificat ce am vândut și cum am vândut, intrăm aici și ne uităm la MD-uri să vedem cum s-a modificat prețul în zilele astea în care o sta contul la bătut. 21, după care 22, 23. Ok, nu aveam un Voker dacă nu înșel, deci se pare că s-a vândut. Bun, ia să vedem. Uh, ne dăm și la Rubine. Nu, ne dăm pe shop să vedem dacă l-am vândut sau nu. Nu, nu l-am vândut rubinul. Da, aia e. Se pare că nu s-a vândut nici ou celălalt razador, celălalt la 15 capa capa. Oh, no. 110 rubinul. Nu s-a dat rubinul la 110. Ia să vedem cât e acum pe piață Rubinașul nostru. 82! De unde scoateți, frate, Rubine, explicații și mie, de unde scoateți atât alchimie, că eu nu fac atât alchimie pe cealaltă servere cât o faceți voi aici. Eu nu înțeleg, vă băieți. 82. 82. 250. no, că riscăm. Riscăm, frate. Dă-te, ca. E în pregătire. unde mă? Ia, Jadu. Jadu 35 de capa capa. N-ai cum, nu, că ban cu Da, frate. Îmi what the... Toate sunt pregătire, mă. ce cu ăștia? Da, aici, ăsta. Am crezut că și ăsta e în pregătire, că deja, deja ne puneam. Dă-l mă ăsta afară. Hai. Doamne, ajută cu milă, da? Deci dacă merge, dacă merge, deschidem ouăle, razador, ambele. Deci ambele. Că așa, mai mulța noastră cât am făcut-o nivel. Am făcut-o nivel 27. Ia să vedem. Hai. Fi bun cu noi, da? Ia. Eu așa știu. Să bagă gol cu full. da? Oi, eșuat. N-am fi calm, nu, 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 nu așa. Ok, am primit un granat brut. Ok. O să mai cumpărăm încă un, un, un jad un jad antic și, și o, oh, să mergem un și și, 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 dăm la plus. Te rog frumos să reușești ca să ne recuperăm banii ca totul să... Uite aici cu domnul Hagi. Ia, fac, miau, hau. O, oh, bine, mă, avem, avem, avem. A, ah, ia, hau, am vrut masa. O reușit, bă, băieți, oficial avem uh, jadul legendar pentru băieții care întreabă cum se face. vreau rog frumos să mă contactați în fiecare zi, luni, vineri, 5-19. Ia să vedem. Întrebare este, e full sau e gol? E gol. Cât e unul de stat gol? Noi am băgat 3 antice, da? 3 antice. 130 și eu, bă, băieți. Păi dacă eu îl dau la 130... 130 îl pur, că dacă se vede la 130... O, bă, leu, după aia mai scade prețul. 130 pe shop. 100. 130. Așa. Cat. Te rog frumos, vinde-te. Că recuperăm banii dacă se vinde. Hai că nu-i Hai mă băiesc că nu-i Nu-i e bine. Am ah, bă, da, am zis că deschidem ouăle. Așa. Sau nu? dă frate, pace, doi deschide, fost treaba, n-am băre, că știu că îți place. Bun. Ia să vedem. Un skill. Tot un skill. ce e asta, băieți. De ce dă doar un skill, vă întreb pe voi? Ia să vedem măcar în ideata tipul 6 sau sal. Tip 2 este un razador indiscret, Bun, și celălalt razador mic pe care l-am dropat este cu 0,9 PV, 9 zile și este îndrăzneț. Este puternic, dar nu este destul de puternic încât să-l păstrăm. Pe această cauză vom păstra maimuța noastră, care este legendară puternică, da? Această maimuță o să înhalece una ale de lei. razador, și a doua le bucată de razador. gata Le-au mâncat. Hai să se luăm și acel cuțit de coaste de jos. Fac. Fac. Și dăm la X obiect. Și o hrănim cu aceste două obiecte. Și mai că făcut un pic de X pe acolo. 23.000. de Bun. Ce-am mai dropat din V2? Am dropat foarte legit. Le-am dropat noi și nu le-am adunat de la boți. 11 forfece de scorpion. O să le punem pe shop. Deci am activat canul porcușorul doar ca să mă laud cu el prin bazar. Forfece de scorpion. 380 k Deci oficial am făcut foarte legit aproape 4 capa capa. Nu că cam 4 capa capa am făcut. Gata, le-am adăugat pe shop. Bun. Și din nou foarte legit am dropat două perechi de abanoși plus 4. Nu cred că avem noi de upgradat cu ele. Dar hai să vedem dacă avem un depozit. Niște bucății de piatră prețioasă vreau să facem acești abanoși plus mai mare. Dacă reușește, dacă nu reușește, e șoasă. Aici nu, aici nu, aici nu. Deci înseamnă că o să găsim aici bucată de piatră prețioasă o la un preț de 300 și un pic de ca bucata, o să cumpărăm două bucăți. Din nou, magazin în pregătire, nu știu ce cu voi, de nu vreți să vă vindeți marfa. La fiecare vreau să cumpăr ceva și nu pot pentru că aveți magazin în pregătire. Vă rog frumos înainte să dați delogare la cont, faceți chestia asta, da? Wow, am vândut jadu antic, vezi? Chiar vreau să vă explic fix, uite. Intrați aici, dați parola voastră, dați enter și vă asigurați că aici scrie scurt, nu lung. Că dacă scrie lung, înseamnă că nu e bine. Deci trebuie să scrie scurt. Ca să scrie scurt, dați aici, vezi? Pe deschis. Ia, vezi? Așa trebuie să faceți. După care colectați mai glavați după care l-ați făcut. Avem 144 milioane de investit. Um, um, 144 milioane. Ce am văzut acolo? Am văzut, am văzut mitic. Am văzut mitic. 3, 1 mitic. Wow, ce ieftin. Wow, ce ieftin. Păi din 144 e caca. Nu facem noi un mitic. Ah. Bun, dau secunde. Prima dată vreau să facem acești abanoși. Prima bucată. O mers la plus 5. Auziți? Două o secunde ca să auziți mai bine. A doua e o bucată o Acum trebuie să cumpărăm o esoterică fără plus. Adică normală la 200 ca bucata. Foarte bine. Noi le-am vândut la 300 ca bucata. Iar să vedem. Plus 6. Așa rapid trebuie să dăm. Abanoșii. Bun. Și acum o să avem nevoie de oase și... Stau secunde oase de pește, câte o bucată cumpărăm. Și mai avem nevoie de ochișori de poyang în care se dropează în deșert. 150 ca bucata, din nou magazin în pregătire, două secunde ca să verificăm, avem nevoie, da, de o singură bucățică, nu avem nevoie de mai mult de bucăți, bucată, nu mă bucată, oase, nu oase, ochi, așa, după achiziționare dăm upgrade, au fost distruși acești abanoși la plus 6. Așa e când iei totul legit de pe jos. Mai bine nu îi luăm. Băieții mi-au zis că eu ar trebui să-mi fac cercei de cristal, dacă nu mă înșel. Două secunde să vedem. Cercei de cristal, da, aceștia au dexteritate cu putere, pardon, apărare. Uh, wow, cu oameni De nivel 46 sunt acești cercei Să vedem dacă sunt mai mulți pe piață 46, da, să-i găsesc mai multe pere pe piață uh, Avuradate, mai, mai Wow oh. Păi la plus 7 avem 12 dexteritate Cu 8 apărare Ar fi chiar foarte interesant să luăm niște pere de ăștia Wow, plus 6 ăștia chiar sunt destul de bune, au 10 semi oameni, 10 diavol și 20 vampiri, plus niște și da, sunt la 4 în jumătate, bă, băieți, chiar, chiar nu merită așa de mult, plus 6 cu 3 bonusuri. Noi oricum am făcut acum nivel 70, din aceste cufere o să avem niște ADD-uri și schimbă suplimentare. Vreau să căutăm niște iteme, să le bonusăm, să le facem. În primul rând vreau să intrăm pe Wikipedia să vedem ce avem nevoie pentru a upgrada cercei de cristal. Mă scuzați, nu aici. Așa. Deci, cercei la nivel 46. Nivel 46. Avem nevoie. Avem nevoie de perle, doamnelor și domnilor, pentru plus 8. La plus 9 ne oferă 14 dexteritate. Bun, alte, alți cercei cu dexteritate avem oare? Mai găsim, avem inătă la nivel 85, dexteritate la nivel 90, aceleași upgrade-uri aproape, dar ne oferă 14 dexteritate la plus 9 și cercei noștri de cristal ne oferă, unde mă? Aici. Tot 14, deci mai bine ne facem acești cercei înainte de nivel 90. Acești cercei cu dexteritate ne mai oferă rezistență pagubă la medie. Acolo o să fie diferența și cred că o să las cercei direct plus 7. Cât îi găsim noi pe piață, hai să verificăm. Prima perech este chiar la un kk și jumătate plus 7, o să îi achiziționăm. Eu nu consider că este o investiție chiar foarte bună, o să mergem să și verificăm să facem un test de diferență dmg găm. O să activăm și alchimia, cu toate că nu era rata completă, dar o să influențeze puțin DMG-ul. Datorită vânzării pe care am făcut-o mai devreme, recent, cu acel cu acea piesă de alchimie, o să schimbăm un one. o să avem 141kk în inventar. După care o să cumpărăm jaduri antice la 36, capa, capa, Deniz, cred că l-aveam în pregătire. În continuare l-am cumpărat 1-0 pentru noi. Ia să vedem, continuăm. Am cumpărat un total de 3 piese de alchimie. Nu, deci nu am avut chiar un preț de 4 piese de alchimie, dar și cu 3 piese, dacă ne reușește, noi o să fim pe profit. Din 3 să facem o reușită. O să mergem și la baba noastră, clar văzătoare, dar înainte o să dăm un slash dice 100 ca să fim siguri că primim. A, n-am primit 100, am primit 2. Ok. Ceva noroc, baba de data aceasta ține cu noi. Deci o să ne reușească chiar din prima. Uh, 2 se referă să sărim peste 1, adică să dăm direct cu a doua piesă. Da, uite aici și domnul cetățean turmentat. Deci dăm direct cu a doua piesă. A doua piesă și a treia piesă. Pau, o mers reușită. Incredibil, domnilor și domnilor. Efectiv am făcut un profit foarte, foarte frumos. Am investit în acest jad legendar. Putem spune undeva la vreo 70 de capa capa. El se vinde pe piață, după cum ați văzut, la 130 de capa capa. Și să ne uităm la bonusuri. Aproape full aproape full. Avem max PV, avem absorbită, ne lipsește da, da ne lipsește PV un procent. Bun, hai să vedem la cât este acest jad legendar pe piață. Oricum, profitul este consistent. Consistent. Uite, avem chiar prima piesă de pe piață este exactă cu a noastră chiar și în rândul bonusurilor, deci sunt aranjate exact, exact la fel. Putem spune că este cam același. Noi oricum o să-l punem puțin mai ieftin, o să-l punem la 138 fix, deci cine îl cumpără de la noi o să economisească 999 de K și 999 de Yang. Cam așa ceva de genul. Activăm, după care ne uităm și de... Oh, aici un Power Shop. Un șaman. Bun, ne binecuvântă la jadul antic. O să-l punem la 3665. 3665. Bun, cam acestea sunt prețurile. Bun, și să vedem ce vrea să ne transmită acest șaman. Nu Nu înțeleg. Aia e. Oh, am văzut semnul aici de Diri dar comes to me. Ok. Oh yeah. Perla la albastră să verificăm un preț. Dacă este, nu este. Ieftină. E 3 kk nu merită 3 kk pentru 1 dexteritate de în plus. Plus că la plus 8 cam eșoază cercei. O să mergem să facem acest test de măgă. Ne teleportăm la turnul demonilor. Dar nu o să urcăm în turnul demonilor, o să mergem aici un pic mai jos la brotaci. Bun, și așa, să vedem dacă avem ceva diferențe la DMG-ul pe incantația sau lupului roșu. Se pare că nu. Nici de la... nu înțeleg. Cred că vrea să-mi ofere ceva mai puțin pe acel jad, dar eu nu vreau să-l ofer cu mai puțin. Diferențele pe suflu lupului. Deci, avem 1, 5, 5, 7, 1, 6, 6, 1. Și dacă punem banoși. 1, 4, 7, 7, 1, 5, 7, 6. Diferență cam aproximativ plus minus de 100. Oare la fel este și aici? Aproape la fel. Ok, 780. 709. Aici este procentual. Aici este procentual. De 5% aproximativ. Bun. Să vedem DMG-ul în mobi, dacă dăm diferit pe hit. Da, ne interesează hitul. ul 1380, 1390 am văzut. Bun, și dacă punem cercei de cristal, 1480, 1500. Wow, wow. Deci chiar chiar este o diferență foarte mare în damage. Vă mulțumesc băieți pentru că m ajutați încă să creăm acest caracter. Să-i dăm puțină valoare. Deci 1400. Deci n-am văzut 1400 de... Ha, scuze. Chiar a fost 1400, dar nu. nu da, cu abanoșii. Bine, este mai puțin. Atunci am avut noroc de am prins 1400. Ia, 1370. 1400. Băi, nu în mobi ăia. Vreau să dăm în alții mobi. Pentru că ăștia sunt diferiți. În ăștia. În pădă ăștia, am făcut noi testul. Ia să vedem. 1.400 și un pic. Bun, 1.350, dar foarte multe cu 1.350. Oh, 1.700 am văzut acolo băieți care clar nu au fost pătrundere. 1.400 și un pic, 1.500. Da, oficial o să vindem abanoși. O să vindem abanoșii și o să ne folosim strict de acești cercei de cristal. Deci pentru băieții care vor o alternativă la orșii sura. Ceva mai de low budget, vă recomand Lican. Aveți cărți ieftine, aveți iteme ieftine pentru că sunt puțini și nu i cerere mare. Deci puteți face o ofertă și vă zgârciți cu băieții pe iteme până în ultimul hal că câștigați. Itemele de nivel 75 din nou sunt foarte ieftine, cele cu pagubă medie mă refer. Bun, aici ce mai punctăm? Mai punctăm cercei. Nu avem nevoie de cercei de Abanos, care știți că sunt scumpi. Deci abanoșii noștri plus 8 care ne-au ieșuat la... Nu ne-au la plus 9, au ieșuat alții la plus 9, nu ăștia cel mai probabil. O să-i vindem cu 30 capa capa că sunt acum pe piață cercei. Wow, deci chiar, chiar au preț cercei Plus 9 sunt 110 capa capa. Este foarte riscant să i facem plus 9 după care să-i vindem, deci o să-i lăsăm așa, o să-i vindem la 30 K plus 8 Și noi suntem pe profit cu vreo 28 de kk500 pentru că am cumpărat acești cercei de cristal cu un kk jumate Deci ăștia îi băgăm la 2999, 9, 999, 9, 9, 9. enter Bun, deci lăsăm așa șopulețul da, sunt foarte încântat de ce s-a întâmplat pe acest videoclip, dropurile au fost foarte bune, până la urmă am ieșit pe profit și la uh, jaduri legendar, chiar și la prima upgradare am ieșit pe profit. Bun, este totul uh, bine. Wow, se pare că am vândut ceva, haideți să vedem ce și în ce valoare. Am vândut acel uh, antic jad. 36 de capa capa în casă, avem un total de 69 de capa capa în inventar. Cu această sumă vreau să îmbunătățim echipamentul acestui lican cu un scut de nivel 60 sau 61, cât este plus 9, 5 k Deci ne pierdem aproape toți banii, plus 8 este 32 de KK. Hmm. Din 32 de KK de... nu îl facem, plus 7, 7 KK, adică undeva la vreo 8 bucăți. Din 8 bucăți, întrebarea este facem 1 plus 9? Foarte greu de zis. Și plus 6 este 2 kk. Adică din 15 bucăți, noi chiar 3 kk. Hmm, nu prea cred că facem. Așa că o să cumpărăm direct 1 plus 9, un vultur mai exact. Gata, l-am achiziționat. Oficial de acum o să avem scut de nivel 61 plus 9. Deci până la nivel 70 noi am făcut nivel cu acest echipament. Da? Am scos și arma de nivel 60, mai avem 14 zile, 4 ore pe ea. Deci o să ne mai folosim momentan de aceste arme. Cu un coife bonită plus 9. Armură Uragan cu vânt. Pentagon plus 6. Abanon și plus 8 pe care i-ați văzut de am pus pe shop. Coler de lemn plus 7. Asta cu 10G fuire SP. -p. Bambus pietrele. Da? Costumele. Cam astea sunt. Eșarfa de 10 goluri și costumul aură cu imună. Bun, haideți să și bonusăm acest scut pentru că am și dropat un adaugă bonus. Wow, a mers 2 orci. Atât. Acum o să-l echipăm. O să vedem cât apărare avem suplimentară în momentul de față. Ajungem la 397 apărare, incredibil, foarte mult. Momentan, acum, cu Licanul, suntem în căutarea unei armuri, mai exact oțel. O să cumpărăm acest oțel plus 7, o să-l echipăm. Uitați cum arată, deci cam așa arată oțelul. Frumos, punem înapoi costumul. Bun, aceste iteme noi nu prea mai avem acum de lucru cu ele, numai cu armura Uragan de la nivel 95 în plus, o să ne mai folosim de ea. În schimb, Pentagonul plus 6 o să îl dăm pe fierar, poate îl facem plus 7 sau poate îl munca fierarul. Deci asta în depozit și cam atât. Bun, haideți să vedem ce facem cu Pentagonul. Pentagonele, că avem mai multe, se pare că avem două bucăți. Astea de nivel. Hmm, le, punem, le punem la 100k pe shopuri. Deci 100k. Bun. Și primul upgrade, Pentagon plus 5. A reușit. Pentagon plus 6, al doilea plus 7, pardon. A reușit. Avem Pentagon plus 7, bă băieți. Wow, chiar, chiar sunt mulțumit. Osta plus 5, o să-l mai upgradăm. Plus 6. Wow, o să le lăsăm așa și le punem pe shop ca să mai și încasăm un pic de profit. 2.4kk plus 6 și 4.8kk plus 7. Cam acestea o să fie prețurile. Mai avem un colier lacrimă cer plus 4. Nu, nu cred că are preț, dar îl punem la 100k pe shop. O să cumpărăm acum niște licori. Aproape că am rămas fără yang. O să luăm acest bonus de 100% bonus experiență de la domnul Uriel pentru 4 ore. O să aplicăm o licoare de viteză alături de papucii de vânt pentru o deplasare mult mai sporită. Și ne îndreptăm cu pași repezi spre V2. Am ajuns, am găsit și cameră. O să activăm aici tot. Gata. O să -i dăm start imediat. Acum caracterul trebuie să se descurce mult mai bine pentru că am pus și oțel, am pus și scut, am adăugat și acești cercei. Toate bune. 480 total apărare. Dezavantaj pentru că nu avem acum granatul activat. A.E. Da, costă mult să-l prelungim în momentul de față. două secunde să facem și nivel la pet. Bun, nivel 28. Hai să vedem ce am mai dropat pe aici. Acul este de pe jos, nu dropat. Bun, 0 experiență. Foarte bine, foarte bine. Și ia să dăm start. Vedem cum se descurcă, cât dăm 1,4 pe hit, dă destul de bine. PV-ul nu scade foarte tare. Ia să vedem dacă ia mai multe. Ia 33.000 puncte de experiență per mob, avem tot aceleași bonusuri, mai exact un 230% bonus rate de experiență, 305% drop și 250% yang. Cam astea sunt ratele noastre. Bun. Crenguțe, oameni, treburi se pare că facem. Ia chiar să mai facem încă 5 pentru că consider 8 de fapt. Au trecut acele 30 de minute. Aici. Fac. I-am făcut. Haideți să îi batem o cutie masivă. Așa. Pac, dacă îi dau skilluri, avem drop bun. Da, perfect. Încă o cutie masivă. Pac, încă o cutie masivă, trei cutii masive. Uite ce dăm un skill frumos, fi îi prindem pe toți. 3. Pac, pac, pac. O, două cutii și un ciob. Le colectăm pe toate, încă o cutie și ultimul și ajungem la Wow, ultimul? Ba nu, pardon, mai este încă unul, dar l-am văzut, era ascuns după un poianjen de ăsta soldat toxic. Pac, 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 gata. Oficial în cop cutia, să vedem dropul. Apărare site, 3 bucăți. Alicoare atac, 3 bucăți. Carte comandant, o bucată. Licoare încă 3 bucăți. Licoare viteză, 3 bucăți. Atac. Oh, atac! 3 bucăți. Pastore dragon verde, încă o bucățică care nu este negociabilă și încă trei licor de viteză. Bă, da ceva licorile de viteză, este... ei bine, e bine, chiar avem niște viteză suplimentară, niște licor de de atac, chiar o suplimentare, o să ne ajute foarte mult în V4, aici în V2 nu băgăm pentru că nu are rost, nu mai le consumă de șaba. Vrem să trecem pragul de la 75-95 mai degrabă decât 70-75, aici e mai ușor decât acolo. Băieți, noi oricum lăsăm aici videoclipul numai bine, ne auzim în altul, ia 62, 66, deci 004 pe mob face, ea încă 1, vedem chiar, chiar 004, a se ține, am, am uitat să adăugăm skill-urile aici, da, cu skill-urile merge, merge mult mai rapid, foarte bine, pac, 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 altă viață, consumă licor, dar alte, altfel mișcă, altfel mișcă băiatul meu, uite, uite mă băieți cum bate, da, foarte bine. Licanul, Licanul e, tank pe skilluri. Deci skilluri combinat cu hituri merge foarte bine. Comparativ de alte, alte conturi, cam nu prea, știi, caracter de fapt, nu conturi. Ia, 94, 94, 94. Bun. Bun, 004 pe mob. Ne auzim următorul, mă bine, v țucat. vă las cu Azurel. Pa!